Primăria municipiului Suceava se va conecta la programul construcției de creșe al Ministerului Dezvoltării, anunțat la Suceava chiar de ministrul Ceche Otilan. Administrația locală dorește și construirea a două grădinițe cu program prelungit. Primarul Ion Lungu a declarat că intenționează să construiască o creșă prin acest program în cartierul Burdujeni. Locația încă este analizată. Urma discuției pe care le-am avut la Suceava cu domnul ministru Ceche Otilan a prezentat primarilor un program de construcții de creșe. Deci Ministerul Dezvoltării va iniția un program de construcții de creșe și vreau să vă spun că Primăria Municipiului Suceava are intenție să construiască o creșe în Burdujeni. Analizăm locații la ora actuală, eventual în cartierul Anelie de pe Vighetorii din Burdujeni sau în zona cartierului Tineretului din Burdujeni. Avem două variante să găsim un spațiu acolo pentru această creșă. Și la fel vrem să construim două grădinițe program prelungit noi, așa cum am spus, grădinița cu program prelungit din cartierul Opcine, acolo unde vrem să dărâmăm acele garaje, să facem grădiniță, și la fel de important, grădinița din curtea sau de lângă Pititul Vladimirescu, școlii generale, din curtea școlii generale numărul 1, vrem să facem de acolo o grădiniță program prelungit pe fonduri europene, este necesară, sunt solicitări în zona centrală. Deci vom prinde și în buget sume necesare pentru partea de studii de fezabilitate, utilități, oportunitate, știu tot ce mai este acolo legat de aceste investiții. Deci creșe în Burdujeni și două grădinițe cu program prelungit, una în zona centrală pe Tudor Vladimirescu, lângă școala generală numărul 1, alta în cartierul Opcini. Așa cum se știe, noi avem încă trei grădinițe în lucru, una care, zic eu, este finalizată și ar fi posibil chiar până în toamnă să o dăm în funcțiune în Burdujeni sat, se lucrează la partea de dotări, alta în zona centrală, la fel la care se lucrează destul de bine și la fel de bine se lucrează la grădinița din cartierul Ițcani.